În Franța, Emmanuel Macron și-a asigurat un nou mandat de 5 ani la Palatul Élysée. El a devenit primul din ultimele două decenii care obține al doilea mandat de președinte. În primele luni de la reinstalare, Macron și-a anunțat marile planuri pentru Franța și Europa. A venit cu ideea formării unei comunități politice europene de 40 de state, care a avut deja și prima reuniune în octombrie la Praga. A doua va fi în martie anul viitor la Chișinău. Pe plan intern, Macron a anunțat un plan de 30 de miliarde de euro pentru reindustrializarea țării. Oui, avant toute chose, merci. Après cinq années de transformation, d'heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi, ce jour du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les cinq années à venir.